Incidentul s-a petrecut în timpul procesului în care Dragoș Dumitru era chemat ca martor după ce a reclamat că primarul comunei Târtășești ar fi cerut mită 1 miliard de lei vechi. Martorii care asistau la proces au rămas muți când au auzit că tânărul are pistol în sala de ședință. Ați văzut pistolul? Bineînțeles, domnule. Într-o sală de judecată se poate și ceva. Adică să vii cu un pistol la spate... De el ce a afirmat? Când l-a întrebat judecătorul ce căuta cu pistolul? Ce aveți la spate? N-am nimica. Când i-a ridicat haina, fac pistolul. Vă dați seama ce putea să întâmple. Dacă nu-i convenea ceva ce se întâmplă să dea, putea să... Ori pe noi, ori pe judecătoare, ori pe avocat, ori pe primar. Vă dați seama, nu știu. Era o situație limită, periculoasă. Vă dați seama, cu pistolul... Dar nu a întrebat dacă cunoștea că nu are voie să intre cu pistol? Ba da, a zis că e pus afișe pe toate sălile pe aici, pe toate intrările. La care el a zis că el n-a văzut, el nu știe nimic. În timp ce Dragoș Dumitru era audiat de judecător, un avocat a observat că acesta purta ceva suspect sub haină și a anunțat imediat președinta instanței. Aceasta i-a cerut lui Dumitru să scoată ce are sub haină și, spre surprinderea sa, Dumitru a scos un pistol cu gaze, pe care l-a lăsat pe masa avocatului său. În timp ce era audiat ca martor, a fost... Un avocat al domnului primar a sesizat că are un pistol la spate. I-a spus doamnei președinte, el a scos pistolul, l-a pus pe masă, a chemat doi jandarmi, nu s-a întâmplat nimic, ședința s-a derulat în continuare. Au luat pistolul? Nu, l-au lăsat pe masă. Deci practic s-a judecat cu pistolul pe masă. Exact. Acum... Ce să spunem? Dacă în România se face așa ceva? În incinta tribunalului este interzis portul armelor de orice fel, iar la intrarea principală este montat un dispozitiv de detectat metale. Din spusele jandarmilor se pare că Dragoș Dumitru ar fi intrat pe o altă ușă însoțit de avocații săi. Am fost solicitat la tribunalul Dâmbovița de către președinta unui complet de judecată într-o sală de ședință unde se afla un bărbat care avea asupra sa o armă neletală deținută în mod legal. Din primele verificări reiese că bărbatul a intrat în instituție printr-un alt loc decât cel destinat publicului, însoțit de avocații săi. La nivelul jandarmeriei Dâmbovița se efectuează cercetări cu privire la condițiile în care bărbatul a pătruns în instituție cu o armă neletală asupra sa. La finalizarea cercetărilor se vor propune soluții legale. Jandarmii au întocmit dosar penal pentru port ilegal de armă, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amendă penală.